Întreaga responsabilitate pentru demisia guvernului, care a dus la generarea actualei crize politice, o poartă Partidul Democrat din Moldova. Prin votul comun cu socialiștii și comuniștii, Partidul Democrat a pus în pericol vectorul european al Republicii Moldova și a asumat conștient atât lichidarea AIE3, cât și toate consecințele politice ale acestui proces. Acțiunile lor au scos în evidență adevăratele scopuri care le-ar permite în continuare să mimeze reformele, păstrând sub controlul unui grup limitat de lideri formali sau reali, justiția selectivă, monopolul mediatic și economia țării.